Ziua bună, dragilor! Sunt Laura Laurențiu și vă spun bun venit în bucătăria mea, unde vă aștept cu o nouă provocare pe care am primit-o din partea oamenilor de la Cirio. Gătește italienește! După rețeta de puțin timp în urmă, cea de lenticchie in umido, din nou aceeași provocare, și m-am gândit ce rețetă aș putea să aleg eu ca să îmi amintească de momentele plăcute pe care le-am trăit în Italia, de care mă leagă foarte multe nostalgii, pentru că Italia chiar este locul meu preferat de pe pământ. Așa că am ales pentru astăzi o rețetă care se numește pasta al forno. E o rețetă de paste la cuptor cu două sosuri bogate, un beșamel îmbogățit cu multă brânză mozzarella și cu parmezan, și un sos ragu de carne. Și am ales exact această rețetă pentru că am convingerea că preparând-o voi recrea în bucătăria mea aroma aceea fabuloasă din trattoriile italiene. Pentru această rețetă de paste la cuptor vom avea nevoie de destul de multe ingrediente și doar pe primele pe care le voi folosi le-am aranjat în fața mea pe masă, pentru că vom începe cu acest sos bogat de carne, ragu. Bineînțeles că vom folosi și paste și sunt recomandate pastele scurte. Eu voi folosi 500 de grame de pene, obligatoriu din grâu dur, pentru că acestea își vor păstra mult mai bine forma, gătite fiind și în mod obișnuit fierte, dar și la cuptor. Așadar, vom avea nevoie de 500 de grame de carne în amestec, e carne tocată de porc și de vită, de o ceapă mare tocată foarte fin, un morcov de mărime medie, aproximativ 80 de grame, tocat cât de mărunt posibil, și de o tijă de țelină apio, la fel tocată foarte fin. Vom folosi 30 de ml de ulei de măsline, 300 de ml de passata de roșii. Eu folosesc passata de roșii de la Cirio, care conține 100% roșii produse în Italia, 150 de ml de vin roșu sec și apoi sare, piper și un cățel de usturoi. Pentru prepararea sosului beșamel voi avea nevoie de 500 de ml de lapte cald, 50 de grame de unt, 50 de grame de făină, sare și piper alb după gust și, opțional, puțină nucșoară rasă. Iar pentru asamblarea preparatului voi mai folosi 75 de grame de parmezan fin răzuit și 350 de grame de mozzarella maturată. Atenție, nu avem nevoie de mozzarella foarte umedă, care ar lăsa prea multă apă în formă în timpul coacerii. Să ne apucăm de treabă! Încingem pe foc mediu o cratiță destul de încăpătoare, adăugăm uleiul de măsline și imediat ceapa tocată, morcovul și țelina tocată fin. Amestecăm și reducem focul la mic, călind totul împreună și amestecând frecvent. Și tot acum adăugăm și cățelul de usturoi, însă întreg, pentru că urmează să-l aruncăm. Italienilor nu le place usturoiul atât de mult ca nouă. Îl folosesc de obicei doar să parfumeze ușor mâncarea. Preserăm așadar peste legume un praf de sare, amestecăm și continuăm să le călim la foc mic, amestecând frecvent, până când ceapa se moaie, cam 6-7 minute. Adăugăm apoi carnea, toată deodată, întețim focul și începem să amestecăm energic, așa încât carnea să nu formeze bulgăraș. Insistăm asupra acestora să se desfacă în cazul în care se formează și continuăm astfel până când nu mai vedem în cratiță nici urmă de carne crudă. Și după ce nu mai vedem deloc urme rozalii în carnea din tigaie, e momentul să scoatem cățelul de usturoi, care și-a făcut treaba, să știți că aroma lui chiar se simte în toată bucătăria. Și acum o să adaug vinul. Vă recomand să folosiți un vin bun, același pe care l-ați și servi alături de pastele astea. Nu folosiți un vin ieftin, trebuie să fie un vin sec, cu un buchet plăcut. Nu vă îngrijorați că ar rămâne cumva alcoolul, pentru că acest sos urmează să mai fiarbă încă o oră, o oră și jumătate, deci orice urmă de alcool ar fi conținut vinul acesta se va evapora. Gătim carnea împreună cu legumele și vinul până ce lichidul din cratiță aproape că s-a evaporat complet. Acum este momentul să adăugăm minunata passata de la Cirio, care miroase atât de plăcut a roșii proaspete de vară.
Asezonăm cu sare și piper. Amestecăm bine, apoi acoperim sosul cu capacul și îl gătim la foc mic, verificând din când în când să nu rămână pe uscat. În cazul acesta, completăm cu câte puțină apă fierbinte, nu mai mult de 100-150 de ml, amestecăm din nou și acoperim în continuare cu capacul. Pentru că sosul ragu are nevoie de o oră și jumătate de fierbere la foc mic, ne putem ocupa între timp de celelalte. Sosul beșamel. Într-o cratiță cu fundul mai gros, punem untul să se topească. Adăugăm făina și amestecăm bine cu o lingură de lemn, până când făina absoarbe tot untul și începe să miroasă plăcut a plăcintă coaptă. Adăugăm laptele cald în câteva tranșe, amestecând energic cutelul după fiecare nouă cantitate de lapte adăugată să se desfacă toate cocoloașele. Fierbem sosul timp de 5 minute bune la foc mic, amestecând frecvent. În final, beșamelul trebuie să fie consistent, dar încă fluid. Îl asezonăm cu sare, piper alb și nucșoară proaspăt răzuită și îl păstrăm la cald, acoperit. Între timp, a trecut mai bine de o oră de când sosul ragu clocotește molcom. I-am mai adăugat de două ori câte puțină apă fierbinte și acum, opțional, se pot adăuga și niște plante aromatice, așa că pun și o linguriță de busuioc uscat, însă, v-am spus, e opțional, nu e musai să faceți la fel. Dragilor, sosul ragu este aproape gata. Consistența finală a acestuia trebuie să fie încă fluidă, dar în orice caz destul de groasă, deci nu are voie să fie ca o supă. Beșamelul e gata, stă aici la cald. Și am pus pe foc o oală mare cu 4-5 litri de apă, în care adaug cam o lingură cu vârf de sare. Și când apa fierbe, adăugăm pastele toate deodată, amestecăm o singură dată. Nu e nevoie să adăugăm ulei în apa pentru paste sau alte adausuri, pentru că acestea sunt niște paste de bună calitate, așa cum v-am spus deja, sunt paste de grâu dur. Pe ambalajul lor este indicat să fie gătită timp de 11 minute, dar eu, pentru că doresc să fie al dente și oricum urmează să mai fie gătite la cuptor împreună cu sosurile încă 30 de minute, le voi fierbe exact 7 minute, apoi le voi scurge de apă și gata, pot să asamblez preparatul. Cuptorul e deja pornit și fixat la 180 de grade Celsius, iar eu profit de cele 7 minute în care pastele fierb ca să tai mozzarella în cuburi. După 7 minute de fierbere, printr-o sită, scurg bine pastele de apa în care au fiert. Atenție să nu vă ardeți când faceți operația asta! Nu clătesc pastele pentru că amidonul de la suprafața lor e important pentru preparat, ci doar le scutur bine și le pun direct în sosul ragu cu care le omogenizez bine. Am pregătit forma asta în care voi asambla preparatul meu, pasta al forno. Se poate folosi orice formă de ceramică, de sticlă termorezistentă, aveți prin casă, să fie destul de adâncă și de încăpătoare pentru că avem destule ingrediente. Am turnat cam o lingură de ulei de măsline extra virgin în formă, pe care o ung bine, bine. Apoi voi începe să alternez straturi din toate ingredientele pregătite. Primul strat va fi de paste cu sos de carne. O să pun suficiente paste ca să acopăr fundul formei. Acum o să adaug un strat de beșamel. Și o să presar cubulețe de mozzarella. E un preparat bogat și foarte, foarte gustos. Și voi continua la fel. Un strat de paste amestecate cu sosul de carne. Încă un strat de beșamel. Presar din nou cubulețe de mozzarella. Și ținem cont să păstrăm cam o treime din aceste cubulețe pentru stratul final, care va fi de brânză, mozzarella și parmezan răzuit. Și continuăm identic.
formând din toate pastele rămase un ultim strat pe care îl acoperim cu tot beșamelul, apoi presărăm toată mozzarella și tot parmezanul într-un strat apetisant și uniform. Iar acum, dragilor, preparatul intră la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, căldură de jos și sus, unde va rămâne timp de 30 de minute și până când se rumenește apetisant pe deasupra. Iar după 30 de minute la cuptor, wow, miroase absolut senzațional, nu mai pot de poftă, așa că voi fi foarte succintă în această încheiere de rețetă. Dragilor, preparatul e minunat, are un parfum superb, e rumen și apetisant, abia aștept să mă așez la masă. Iar dacă ceea ce ați văzut astăzi v-a mers la suflet, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Laura Laurențiu, unde voi reveni în curând cu noi idei și rețete la fel de delicioase. Mai multe detalii despre această rețetă găsiți în linkul din descrierea videoclipului care vă va conduce la rețeta publicată pe blogul meu, lauralaurențiu.ro. Pe curând!